Salutare jucăinilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de roleplay pe Dumești. Ei bine jucăinilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga în forță să apăsați acolo butonașul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi încă nu sunteți abonați și dacă aveți vreo nelămurire sau vreo problemă, nu ezitați să lăsați acolo un mare follow la pagina de Instagram din stânga jos, pentru că eu acolo să încerc să vă răspund tuturor, așa că haideți în forță și noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupăinilor, suntem cu un UTB diferit de data asta, un 650, cel de la complex, cred că îl mai țineți minte voi, dacă v-ați uitat la episoadele anterioare, l-am mai scos de multe ori, un UTB bun, am avut treabă cu el, am fost chiar la discuit aseară și a rămas la mine peste noapte. O să-l duc eu mai încolo la complex, dar nu e o grabă mare, pentru că am venit să iau o remorcă de grâu de aici, de la baza asta mică, unde aveam o remorcă de grâu pusă deoparte. Și o să trebuiască să o duc la purceluș, așa că haideți cu un mare, mare like chiar acum, să băgăm în viteză tractorul și să mergem direct la purceluș, unde am zis că mergem, bineînțeles, ca să le dăm de mâncare, că până la urmă le foame și lor, nu? Trebuie să îi îngrășăm până de Crăciun, să avem ce vinde, să avem ce le dau oamenilor de vânzare, bineînțeles. Că, na, dacă nu-s purceluși și grași, vă dați seama, oamenii ce zice, nu mai cumpără, că ăsta... I-a ținut pe regim, i-a ținut pe dietă, păi ce facem, cumpărăm piele și os? Nu, tată, trebuie să ai, să revinzi omului, să aibă ce pune pe masă de Crăciun, nu? Hai să-i dăm un semnal la stânga, o luăm și noi pe drum ca oamenii și ce să mai ia, asta-i treaba. Azi e duminică, și da, facem treabă mai lejeră, dăm de mâncare, ma una alta, poate, nu știu dacă să bag astăzi și eu la discuit, mă mai gândesc, pentru că dacă am timp, nu știu, mai am de aranjat câte ceva pe la stână, dar probabil că o să le aranjez mai pe seară, voi vedea eu cum îmi repartizez eu astăzi timpul, nu e o grabă mare, dar, na, poate mă duc la discuit, nu știu, dacă tot am tractorul ăsta pe mâină, pe mână, dar ce cu mașina asta de poliție tată aici? Băi, ce, nu-mi zic că opresc și pe aici ăștia. Păi gabori ăștia de acum, bă, că își fac de cap de la un timp, își fac de cap și nu, stau numai la pândă, stau numai să oprească duminica. Mai bea un șpriț, dar ce să faci până la urma urmei, asta este, nu? Până la urmă, na, asta e meseria lor, ce să le faci, trebuie să-și facă și datoria. Noi cu tractorelul, frumos, când ne întoarcem, sperăm să nu ne oprească totuși, dar, na, eu n-am băut nimic, eu mereu merg conștient, adică nu merg inconștient, adică înțelegeți. Eu mereu merg prudent, nu am treabă, bine, când e să-i dau viteză, îi dau viteză de nu mă mai ajunge nimeni cu mașina. Dar cu tractorul cât poți să mergi? 40, 50 la oră, hai, maxim, că până la urmă e tractor, tată, nu-i mașină. Dar și cu tractorul, când prind un John Deere de la, îi dau 60 cât prinde, 60 la oră sau 50 și ceva cât prinde el, tot îi dau. Da, uite, v-am zis, uite, vezi că ăsta e bun, trage în deal, vedeți, trage de crapă, da, uite. Trage remorca asta de 8 tone de zici că e jucărie. Da, sigur o să, bine, nu o să o punem pe toată, dar am luat-o pentru că n-aveam unde o să o descarc acum. N-am vrut să o duc iarăși la stână, iar să o descarc, iar să nu știu ce. No, am zis, lasă, tată, mă duc acum direct-o, cât rămâne, rămâne, cât nu, nu. Ia să vedem, op, ridicăm pe aici, mamă, cât a podul aici, bă, ăsta trebuie reparat. Uite că de asta nu m-am ocupat, sincer să vă zic, că nici nu am avut gândul să-l repar pe ăla, că nu prea mi-a fost de folos foarte mult, nu prea de multe ori am trecut pe acolo. Bine, când vin pe la purceluș, din mare parte o iau pe aici, vă dați seama. Bine, pe aici e drum mai așa, mai denivelat, că na, e drum de câmp până la urmă, înțelegeți și voi, dar n-am ce să le fac până la urma urmei. Ia să vedem un pic mai în față aici. Mergem direct la stână, o să trebuiască să-l trimit pe neanelu să le dea apă, să le aducă cu cisterna. Le-a mai dat o tură dimineață, văd că porcușorii ăștia au băut apă de... Zici că-i caniculă, tata, afară. Da, lasă, nu-i problemă, până la urma urmei, lasă bea apă, că dacă le bea apă, dacă bea multă apă, după aia mănâncă și tot așa. Sau nu, invers normal, dacă mănâncă, bea multă apă și... Da, dar nu mai contează, le-am pus și grâu acolo, hai că-i bună treaba. Acum bine că am descărcat și grâul,
Uite că mă gândeam că nu îl punem pe tot, dar uite că l-am pus pe tot. Și acum să mergem direct la... Cred că o să mergem la stână sau nu știu, mă gândesc, mă duc la fermă. Dar acolo nu cred că am discul, nici nu știu pe unde am mai pus discul, sincer să vă zic. Dar nu mai, nu mai contează, trebuia eu să o iau pe partea cealaltă, dar dacă tot am luat-o pe aici, asta este. Până la urma urmei o luăm și noi prin partea asta altă. Că e și drum, e și... Bine, asfalt e mult spus că n-avem noi asfalt pe aici, dar înțelegeți voi. E drumul un pic mai lin. Ia să vedem, mergem cu ușa deschisă, ne doare la bască. Mai intră un pic de răcoare. O zic afară e foarte cald, nu vă gândiți, chiar nu-i cald deloc. Îți vreo 16 grade. Nu bine, nu e nici foarte frig, dar nici cald. E soarele ăsta care bate. Dar e bine că e senin și nu plouă. Că, na, când... duminica când mai plouă, băi, nu prea îmi place când plouă, știi? Când plouă duminica, mă refer. Că na, duminica e zi liberă, mai ești un pic pe afară, mai... Na, una alta, dar... na, asta e treaba până la urmă. Ia uite, poliția acolo, sper să nu mă oprească. Da, uite, gata, deja m-au tras pe dreapta. Ia asta așa un pic, stai așa, tată, că... E jale cu ăștia, să-mi bat piciorul dacă nu stai așa, că trebuie să mă trag aici un pic. Nici nu știu cum naiba să mă bag, să mă încadrez. A, e, las și eu tractorul așa. Stai să mă dau jos, că nici nu mă aude. Stai să deschid geamul dacă nu. Stai așa un pic. Hai, tată, hai. Gata. Să trăiți, să trăiți, să trăiți. Stați așa să mă dau un pic mai în spate, cred că, nu? Gata. Să trăiți, da, bună ziua. Ia spuneți, vă rog. Actele la control, vă rog. Da, poftiți, uitați aici. Stai să dăm și noi pe avarii tractorul ăsta. În remorca, ce transportați? Nimic, nimic, nu am nimic în remorcuță. Puteți să vă uitați, că am scăriți acolo, nu? N-am nimic. Nu, lăsați. A, bine. Tractorul acesta este cumva al dumneavoastră? Nu, nu e a meu. Bine, păi atunci uitați actele înapoi, totul este în regulă și să aveți o zi frumoasă în continuare. Aha, deci totul în regulă, da? Da, da. Da, mulțumesc, bine. O zi bună atunci, să trăiți, numai bine, numai bine, muncă, serviciu ușor. Ia să-i dăm noi blan în față, că văd că m-au cam oprit degeaba. Au oprit și ei pentru un control de rutină, na, ce să faci, ba, să-și fac și ei treaba până la urma urmei. Băi, cred că sigur caută ei pe cineva, bănuiesc. Cred că bănuiesc că pe cotul ăsta nu prea stau ei așa, nu prea am văzut pe partea asta la altă a satului să stea ei. Mai mult la strada principală, aici cine naiba trece o mașină la jumătate de oră. Dar pe aici văd că... Mai rar, dar cred că caută ei pe cineva, sigur. Nici ăștia nu-s de la noi, văd că au BMW-ul ăla, dar BMW-ul, vă dați seama, noi avem Logan la secția de poliție, n-avem BMW-ul. Dar, da, v-am spus, nu-l cunosc pe domnul polițai. Bănuiesc că dacă mă cunoștea, na, probabil nu mă oprea, că, na, știa că să-s luăm corect, adică, na, că-s primar, că așa, adică ăștia de aici nu prea mă opresc pe mine. Doar dacă-s cu șefii aia mari. Doar dacă-s cu șefii aia mari, da, ea trebuie... N-ai cum să-i zici, băi, ăsta e primarul, nu-l oprim, nu, că după aia tot te intre la belele. Când-s cu șefii, da, opresc pe oricine, nu mai interesează cine ești. Dar când așa, nu ține cont. Când nu te cunoaște, bineînțeles. Ia să vedem, facem noi în felul următor. Dacă tot am zis că băgăm la discuit, hai că băgăm la discuit, tata, că avem discul acolo, mi-a ieșit în ochi. Mi-a sărit în ochi din prima, cum l-am văzut. Ia uite-l. Și hai să vedem cum facem. Băgăm în marșalier. Aveam oricum niște terenuri de discuit, așa că ce mă oprește, nu? Hai să cuplăm aici și cu ăsta la disc tot. Și să mergem, tata, la discuit. Uite că avem pe zona asta niște terenuri. Adică aproape de stână, vreau să zic. Așa că hai să mergem, tata, să le discuim. Păi, dar ce facem noi aici? Mergem, discuim terenurile frumos. Ne doare la bască până la urma urmei. Ia uite, stai, o luăm pe aici. Ai, trebuia să o iau eu pe acolo, dar uite că... De acum am venit pe partea asta la altă. Băi, cred că am niște terenuri pe partea asta la altă de discuit, dar am și pe partea cealaltă. Și cred că o să mă duc eu să le discui pe alea din partea de la vale, care sunt în rampă într-un fel, bine, în pantă, mai bine zis. O să vedeți imediat de care vă zic. Uite, imediat să facem noi la dreapta pe undeva pe aici. Dar nu știu pe unde să mă încadrez, că sunt o grămadă de boscheți și prin partea asta altă. Și nici cu tractor nu pe unde este, pe unde este bagi. Uite, nu pe aici, mai în față. Nici nu știu pe unde naiba să merg, că sunt o grămadă de bălării pe aici.
Uite, cred că acolo ar fi fost ok. Hai că ne băgăm pe aici. Apoi ce, mama măsii? Pe aici, pe acolo ne... Mamă, cât a bălăriile pe aici. Pe unde ne băgăm și noi, tată? Wow, să nu ne răsturnăm dreacului cu tractorul. Hai, dă-i, UTB-ule, nu mă lăsa la greu. Hai că am luat-o prin toate minunile pe aici. Nici nu știu pe unde mă duc. Aoleu, stai așa, că o iau prin toate ciocănăriile. Stai așa, tată. Oh, ușor, nu te băga prin toate bălăriile, că iarăși nu-i bine. Ia uite, hai că îi dăm pe aici. Am ajuns tot aici, pe la purceluși. Bine, trebuia eu să o iau prin partea aia altă, mai în spate, dar m-a adus pe aici, mama naibii. Până la urma urmei, hai că o luăm pe aici, asta este. Hai, tată, hai, dă-i, ridicăm un pic de visc mai mult. Și hai să o luăm pe aici, tată. Haide că... Of, m-am dus bou și m-am întors vacă, vorba aia. Hai că e bună treaba, dar aia este, până la urmă, se mai întâmplă și de astea. Hai că-i dăm tot în față pe aici. Să vedem de care teren ziceam eu. Am prin partea asta la altă niște terenuri, mai am pe partea aia la altă înapoi. Acum m-am gândit să mă bag aici, după mă gândesc să mă bag în partea aia la altă, lasă că e bine. Hai că trebuie să încep unul să-l ar până la urmă. Uite-mă, aici aveam multe terenuri, dar nu știu pe care dracu să mă bag. Cred că mă bag pe ăsta mare de aici, ăsta de aici, de lângă ăsta. Mă bag pe ăsta și-mi bag piciorul și gata. Că avem aici de terenuri de discuit, de mă doare capul, sincer vă zic. Ia uitați, toate terenurile astea sunt ale mele, trebuie să le unesc pe toate într-o zi. Că, na, stau degeaba așa, toate parcele făcute mici, nu-mi convine. O să le unesc eu odată și odată. Acum să discui pe aici parcela asta și așa o să le discui pe toate până la urmă. Urmei vă dați seama. Da, asta e treaba, ce să mai... Treaba de duminică, să zic așa. Asta, bine, mult spus treaba de duminică, că... Am băgat și noi la discuit, adică... Până la urmă, urmei, tot utilajul muncește, nu? Dacă stai și te gândești. Bine, cu ajutorul tău îți dai seama că tu îl controlezi, da. Până la urmă, cum zici, vorba aia, munca e făcută pentru utilaje, nu? Asta e treaba. Ce să mai zicem, asta e, uite, că avem pe aici terenul de discuit, am dat mâncare la purceluși astăzi, am dat o remorcă de mâncare, îți dai seama, mănâncă două săptămâni de acolo. Bine, că le mai dau și altceva, le mai dau ovăz, le mai dau și o grămadă de mâncăruri, vă dați seama, nu numai asta. Dar na, până la urmă, urmea asta este. Sper că v-a plăcut, jupânilor, acest minunat episod. Nu ezitați să lăsați acolo un mare like, bineînțeles, un subscribe, să ne strângem peste 30.000 de jupâni pe data viitoare. Vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.